Vă spun bună dimineața și bine ați venit. Mă bucur ca în dimineața asta să stăm din nou în prezența lui Dumnezeu și să primim de la El cuvânt. În dimineața asta prin fratele pastor. Și da, m-am fost rugat să spun câteva cuvinte. Mă gândeam de când îl știu pe fratele pastor. Și da, cred că într-un fel anume când am auzit prima dată că venim la Suceava și am întrebat cine-i pastor acolo și am auzit că numele Ovidiu Burlacu, zic, mi-amintesc. Ce mă leagă, să spun așa, un pic probabil de fratele pastor e fratele dânsului. Prima dată când l-am auzit vorbind și l-am reperat eu, deși cred că atunci n-am făcut cunoștință, a fost nunta lui Claudiu. Claudiu e fratele dânsului și un prieten drag cu care m-am întâlnit după mult timp de curând și am spus, Claudiu, cred că mă întâlnesc cu fratele tău deja mult mai des decât cu tine, prin timpul și venirea noastră destul de frecventă în ultima perioadă la Suceava. Și da, cred că da, pentru mine a fost așa un pic mai cald și mai acasă prezența dânsului aici, prin relațiile pe care le avem unii cu alții, și mă refer la relația pe care o am cu fratele dânsului. Frate pastor, ne bucurăm ca în dimineața asta să frângeți cuvântul pentru noi. Și la fel ca în prima ocazie când a trebuit să răspund și eu câtorva întrebări, am și eu două întrebări. Acum se vede dacă ești prieten cu fratele sau nu. Ia să vedem. Prima întrebare e una destul de profundă, zic eu, dar cred că aveți un răspuns simplu și scurt. Întrebarea ar fi: cum ați înțeles chemarea de pastor? În ce fel v-a vorbit Dumnezeu și v-a pus pe drumul ăsta de ați înțeles că lucrarea era de vă este de a păstori oamenii? Aveam și o predicuță pe azi dimineață, dar cu întrebarea asta ne luăm timp să povestim. La mine e mai specială istoria pastorației și mai ciudată un pic față de altora, pentru că eu am avut senzația, și încă o am acum, apropo, împlinesc peste o lună, nu, suntem în mai, iunie, la 1 iulie, 18 ani de pastorație. Fac majoratul. Și nu-mi dau seama și nu realizez cât de repede a trecut timpul acesta, de la care am numărat eu câteva atâția ani de la momentul în care am ales să fac lucrarea asta. Hai să vă spun doar două, trei chestiuni. Când eram mic, 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 și m-a întrebat cineva ce vreau să fiu, spuneam că pastor. Dar spun asta mulți, băieți mai ales. Când am mai crescut și am ajuns adolescent, am scos chestia asta total din minte. Am plecat la 14 ani de acasă, de la părinți, la Liceul Adventist din București. Și dacă m-ați întrebat pe la 15-16 ani ce vreau să fiu, aveam alte opțiuni. Când am terminat liceul, n-am luat în calcul pastorația. Aveam două opțiuni în minte, dreptul și jurnalismul. Erau cele două facultăți unde mi-aș fi dorit să intru. M-am interesat, am încercat, am făcut pașii, demersurile necesare și într-un mod pe care eu nu-l înțeleg nici azi, s-au închis ușile. Un examen era sâmbătă, ori la drept, ori la jurnalism și am exclus treaba asta. Și la cealaltă, o chestie depusă mai târziu, la dosar, nu știu, o chestie foarte mică m-a făcut să nu pot intra. Și m-am văzut fără cele două opțiuni ale mele inițiale realizate. Și am ajuns în situația în care am mai întâlnit pe unii spunând că dacă nu poți nici una, nici asta, nici cealaltă, te duci la pastorație. Da? N-a fost visul meu în perioada aceea. Dar chiar am simțit și sunt mai multe experiențe pe care n-aș vrea acum să vi le povestesc, că n-avem timp, prin care am simțit că Domnul mi-a închis niște uși.
Adică, pur și simplu, unele drumuri se blocau. Și se tot direcționau lucrurile în partea asta. După multe istorii pe care le-am trăit și în care am văzut clar că e mâna Domnului, am ajuns la Cernica. Institutul n-a fost suficient ca să mă convingă să fiu pastor. Și când am terminat institutul, iar am avut niște opțiuni care la fel s-au închis într-un mod providențial, zic eu acum, după 18 ani de lucrare. Și am simțit că Domnul m-a vrut aici. Adică am convingerea asta. Dacă n-aș fi avut convingerea asta, n-aș fi prins majoratul și nu eram cu voi. Adică eram cu voi, poate. Că prin natura mea am așa câteva lucruri care rezonează cu voi. Dar nu eram pastor la momentul acesta. Deci, răspunsul scurt și concret este că am senzația că, și convingerea, nu doar senzația, că Dumnezeu m-a vrut aici. Și n-am putut să mă opun. Și următoarea întrebare ar fi, dacă ați avut pe drumul ăsta momente în care ați vrut să renunțați din dorință omenească, dar ați, da, ce v-a determinat să rămâneți acolo dincolo de momentele astea în care intrăm cumva la fund și parcă am dat înapoi? Și cu întrebarea asta... Momente de astea au fost foarte multe și nu vă spun când a fost ultimul, că e foarte apropiat de noi. Au fost foarte multe momente de felul acesta și vin. Omenește, e foarte ușor să renunți. Vă povestesc doar unul dintre ele. Când eram student în ultimul an, am mers în Israel într-o expediție arheologică. Nu intru acum în detalii, dar cu mari minuni am reușit să termin institutul, pentru că părinții mei n-au putut să-mi plătească taxele integral. Au fost niște situații care m-au tot împins de la spate spre final și în ultimul an am ajuns în Israel și după o expediție arheologică am lucrat pe un șantier în construcții ca să câștig niște bani. Șeful meu din construcții a tras de mine o lună cât am stat la el, aproape în fiecare zi, foarte insistent, să nu mă întorc în România și să rămân la el. Avea nevoie de cineva, zicea el, destul de atent la ceea ce se întâmpla pe șantier, nu m-ar fi pus să ridic materiale de construcții, ci mi-ar fi dat în grijă echipa lui de muncitori și un salariu de 3.000 de dolari pe lună. Asta se întâmpla cu mulți ani în urmă. Imaginați-vă, eu eram un băiat care abia își plătea taxele la institut și care se uita așa cu jind la colegii lui care aveau mașină deja. Student și mașină era visul meu. Aveam și un model în minte pe vremea aia, în care nu cred m-aș mai urca azi, apropo. Dar imediat au început calculele. Știți? 3.000 și cu 3.000 și cu 3.000. Și în 3 luni de foame la institut, și vorbesc în mod concret sau obiectiv, n-am avut bani să-mi plătesc toate mesele. Au fost luni când plăteam doar o masă pe zi, că atât am permiteam. Și în rest, mă uitam așa pe geam cum colegii mei stăriți mergeau la cantină, veneau dinspre cantină. Și în contextul ăsta pe care n-aveți cum să-l înțelegeți, am avut lupta vieții mele. Noaptea strâmtorării lui Ovidiu, cred că. Și nu noaptea, nopțile. Și a fost greu momentul. Pastorația îți oferă multe satisfacții, dar niciuna din punct de vedere financiar. Oricât o să credeți voi și unii comentați așa, că avem salarii mari, că nu facem nimic, că banii sunt mulți și munca e puțină. Știu asta. Probați 18 ani ca mine și după aia veniți și discutăm. Financiar am știut foarte clar că nu e niciun fel de satisfacție și am stat și m-am luptat cu Dumnezeu la modul propriu în perioada aceea și am zis într-o zi că oricât de mulți bani aș avea, nu voi fi niciodată fericit dacă eu nu fac ceea ce Dumnezeu m-a chemat să fac. Adică mă și imaginam bogat, cu toate posibilitățile materiale și cu mustrări de conștiință când mă duceam seara la culcare. Și am zis, ce fac eu în felul ăsta?
Mai ales că vă povestisem că intrarea mea la institut și parcursul a fost evident că Dumnezeu avea un plan cu mine. Cred că acela a fost unul dintre momentele importante și celelalte care au venit, momente de astea de descurajare, au fost mai slabe în intensitate decât acela. Și la asta mă raportam de câte ori îmi venea gândul să renunț, că mi-a venit de multe ori și îți vine. Când te duci după un comitet câteodată acasă, ești hotărât că a doua zi depui armele și se încheie totul. Momentul acela a fost decisiv în viața mea și un reper și este și până azi. Adică a fost momentul în care i-am promis Domnului, i-am promis și la botez, i-am promis și când am intrat la institut, adică am mai avut și alte momente importante. Dar atunci am zis, asta vreau să fac pentru tot restul vieții mele. Și cred că Dumnezeu are un plan nu doar cu mine, ci are un plan cu fiecare dintre voi. Și tot ce trebuie să facem noi este doar să avem ochii deschiși și mintea pregătită să prindă direcționarea pe care Dumnezeu o dă vieții noastre. Nu e aceeași. Pentru mine a fost asta și am înțeles lucrul acesta. Pentru voi e altă direcție. Este un verset frumos în Biblie care spune, vei auzi înapoi a ta un glas care îți va spune, iată calea, pe aici trebuie să mergeți. Eu chiar cred în posibilitatea asta. Și nu doar la nivel de credință, ci am dovezi că Dumnezeu se implică la nivel personal în viața fiecăruia dintre noi. Și dacă cineva încă n-a trăit chestia asta, încă nu-i târziu. Încă se poate. Să vă ajute Domnul și pe voi și pe mine mai departe. M-am lungit atât de mult la două întrebări scurte, încât mi-e milă de voi în legătură cu ce urmează la predică. Unde-i Denis? Nu e aici? Denis îmi lăuda mie anunțurile. Sunt doar câțiva cei care eram la un moment dat la masă și spunea că, în fine, nu mai spun ce spunea. După ce a fost un sabat aici, de față, uite, și Igor era. Nu mai intrăm în discuții, ci intrăm direct în subiectul de azi. Eu aș vrea să stabilim o singură chestiune biblică azi dimineață și importantă, zic eu, pentru contextul în care suntem și pentru activitatea pe care o avem în săptămâna asta. E deja a treia zi de când, într-un fel sau altul, suntem împreună aici. A treia zi, dacă o numărăm și pe cea de duminică, da? Duminică, luni și marți. Și a treia zi, după Scripturi, se întâmplă ceva. Se întâmplă așa o... Deja a trecut perioada de acomodare, de obișnuință unii cu alții, un pic și cu orașul. Și ar trebui să înviem azi și să demonstrăm lucrul acesta în fața oamenilor cu care avem de-a face. Mie mi-a plăcut încă de la început gândul cu care v-ați gândit voi, nu știu exact cine, să veniți la Suceava. Și motivația biblică și spirituală ați găsit-o în cartea lui Iosua, cred, pe fondul acela de instabilitate politică și socială, în care poporul Israel trebuia să cucerească țara Canaanului. Și ideea asta de cucerire a Sucevei am tot auzit-o în ultima vreme. Nu mai spun că este un an de zile de când se plănuiește activitatea asta. Dar mi-a plăcut ideea asta de cucerire și am tot ascultat așa mesajele, îndemnurile, am văzut și ce scriați pe pagina de Facebook. Totu-i o motivare așa la luptă. Nu știu dacă ați știut, însă, un detaliu foarte interesant despre cetatea Sucevei. Noi avem aici în Suceava o cetate, pe care, apropo, n-aveți voie să plecați din oraș până nu treceți pe acolo. Adică dacă vii în Suceava și nu vezi cetatea, degeaba ai venit. Și știu că este la un moment dat și chestia asta prinsă în program. Cetatea Sucevei e asemănătoare cu alte cetăți
și cu alte edificii de felul acesta, din multe puncte de vedere, dar are și ceva ce o diferențiază. Cetatea Sucevei este singura, cred eu, din câte am aflat, cetate din țara noastră, din perioada în care cetățile erau la putere, care niciodată n-a fost cucerită prin puterea armelor. Și nu că n-a avut asalturi. Felul în care este construită, tehnicile care s-au folosit atunci când a fost ridicată, au făcut ca niciodată de-a lungul existenței sale, cetatea asta să nu poată fi cucerită. Și eu știind asta, vă tot ascultam cum veniți voi cu gând de cucerire a Sucevei. Și am zis, cine știe, poate data asta este o șansă. În 1476, de exemplu, când Mahomed al II-lea avea o armată de sute de mii de oameni, a venit în Suceava, erau mai mulți ca voi, cu o tehnică de luptă nouă la momentul acela, și anume ghiulele de fier. Se foloseau mai multe arme de luptă, dar ghiuleaua de fier la momentul acela era folosită de turci și de încă foarte puține armate. Și când au așezat tunurile lângă cetatea Sucevei, au zis, acum cade. După 21 de zile de aruncat cu pietricele în zid, Mahomed al II-lea a zis, băieți, plecăm acasă. Aici nu o să intrăm niciodată. Deci asta în 1476. Mai târziu, un pic cu 9 ani, în 1485, oștile poloneze. Polonezii au zis, turcii n-au reușit, dar noi suntem mai puternici. Era un general vestit al polonezilor, despre care am învățat la școală unii dintre noi. Sobietski și românii, da? Chiar el era. Și a venit cu armatele poloneze, cu alt fel de strategie, cu alt fel de intenții de a cuceri cetatea. Și ghiciți ce s-a întâmplat. De fapt, v-am spus eu deja mai înainte. S-au văzut nevoiți la un moment dat să zic că aici nu avem nicio șansă. Și mai sunt în istorie câteva momente de felul acesta în care s-au tot făcut încercări de cucerire a Sucevei. A trecut timpul și am ajuns în mai 2021. Și o altă armată, comparativ cu turcii și cu polonezii, cum suntem? O altă armată vine cu deviza asumată și scrisă pe Facebook peste tot și predicată, cucerim Suceava. Luați în stăpânire, cum era? Luați în stăpânire țara. Vreau să vă provoc la un exercițiu scurt în dimineața asta, înainte de a merge la un pasaj din Scriptură. Aș vrea ca pe grupe, așa cum suntem pe aici, formă în grupe de câte un rând, de două, să discutați un pic între voi și să identificați forța sau arma care poate cuceri Suceava zilele astea. Sau extindem un pic tabloul și privim mai larg, mai general, care e forța sau arma cu care putem cuceri o localitate, o cetate, o familie, dacă vreți, sau cu ce element putem veni noi, sau care ar fi lucrul indispensabil ca să putem obține victoria. Știți ce e interesant? Că eu am stat și m-am gândit și am ajuns la o anumită concluzie, care aș vrea să văd dacă în vreun fel sau altul rezonează cu concluzia voastră. 3 minute, 5 maxim de discuție și unul dintre voi, la microfonul portabil pe care deja îl pregătește Cătălin, aș vrea să spună care-i arma noastră secretă sau cu ce putem câștiga o biruință, o luptă. Care e elementul pe care îl considerăm indispensabil și pe care, bizuindu-ne,
putem câștiga lupta asta? Vreau să văd câteva răspunsuri după ce vă consultați așa în grupe. Discutați și hotărâți-vă la unul. O să vedeți că vă vin mai multe idei în minte. Găsiți-l pe primul, pe cel mai important. Chiar acum, repede, ca să ne mișcăm un pic. Nu foarte puțin, măcar 4, 5, 6 grupe să avem pe aici. Discutați un pic despre care ar fi arma secretă. Forța cu care am putea obține biruința. Nu fizic, nu. Nu. Schimbăm foaia, venim la lupta noastră, da? Dar aș fi curios, Telia, și de aia pe plan fizic, dacă o ai pregătită. Și desemnați pe cineva care să ne spună concluzia grupei. Trebuie un cuvânt sau o expresie. Care credeți că e lucrul pe care, dacă îl avem, putem obține biruința? Bun, ar trebui să vă îndreptați așa spre un cuvânt, dar nu mai folosim microfonul. Tare așa cineva din fiecare grupă. Ar vrea să spună care este, potrivit concluziei voastre, arma sau forța cea mai puternică pe care, dacă nu avem, nici măcar nu avem ce porni la luptă, și pe care, având-o, putem obține biruința. Nu-i gata? Stefi, tu spargi gheața? Bun. Ne oprim, gata. Stefi, zi tare. Vrei microfon sau... Uite, ia microfonul, Cătălin e acolo. Noi ne-am gândit la credință, pentru că fără credință nu știu dacă se poate face ceva. E interesant, stai că mi le scriu. Că am o lista mea și vreau să văd ce intră. Deci credința, da? Spune Stefi și grupa lor, spune că e indispensabilă. Fără credință nu putem merge. Igor. Duhul Sfânt și îndemnul lui. Duhul Sfânt. Se califică. Deci trebuie să fie un cuvânt sau o expresie. Un singur element, asta e ideea. Duhul Sfânt. Și cum ai zis? Da, e legat îndemnul. Bun. Hai că avem două deja. Ia să vedem. Mai apar și altele noi. Zi, Naomi. Sau cine e la voi la grupă? Aha. Deci venim la ale noastre. Rugăciunea unită. Bun. Altă grupă. Nu se încheie nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Domnului. Și ca un cuvânt, dragostea. Dragostea dărâmă orice zid. Era normal să fie și asta aici. Era culmea dacă nu era. E o forță. Bun. Mulțumesc. Mai sunt grupe? Mai sunt grupe. Ia să vedem. Hai că... Nici nu știu dacă s-a repetat până acum vreodată elementul acesta. Da. Noi ne gândeam la predare. Asta ar fi arma, pentru că noi avem în minte armele cu care noi am putea lucra, însă ne dăm seama că cu ele nu putem cuceri
și ne dăm seama că trebuie să ne predăm ca cel care poate cuceri să cucerească prin noi. Mm-hmm. Deci, de asta ne-am gândit la predare, ca o armă. Da. E mult prea aproape. De ce vreau eu să spun? Hai să mai vedem. Mai sunt grupe? Mai sunt. Voi ați spus? Cine spune de la voi? Uite, du Cătălin microfonul. Printre altele, noi ne-am gândit și la slujire, s-a zis și rugăciune, și dragoste, iubire. Ne-am gândit și la slujire, că dacă câștigăm un om, putem câștiga tot orașul prin asta. Slujire, implicare, da. Foarte bune toate răspunsurile de până acum. Mai sunt și altele? Mai sunt, cred că. Ia să vedem. Cine? Voi ați zis? Ați zis, voi sunteți grupa de acolo din spate. Cam astea sunt. S-a vorbit despre credință, despre Duhul Sfânt, despre rugăciunea unită, de dragoste, de predare și de slujire. Toate sunt foarte bune. Dar trebuie să recunosc că grupa voastră a intuit, poate, mesajul meu de azi dimineață pe care aș vrea să vi-l prezint dintr-un pasaj din Scriptură. Am deschis Biblia la a doua împărați, oprim un pic discuția și venim la final, la concluzii. A doua împărați, capitolul 3, ne prezintă o situație de război, de luptă, un conflict militar. Și vreau să citesc câteva versete, nu foarte multe, dar să ne facem o idee despre ce se întâmpla atunci. La moartea lui Ahab, citesc versetul 3, deci a doua împărați, capitolul 3, versetul 5. La moartea lui Ahab, împăratul Moabului s-a răsculat împotriva împăratului lui Israel. Împăratul Ioram a ieșit atunci din Samaria și a numărat pe tot Israelul. A pornit și a trimis să spună lui Iosafat, împăratul lui Iuda: împăratul Moabului s-a răsculat împotriva mea, vrei să vii cu mine să luptăm împotriva Moabului? Iosafat a răspuns: voi merge, eu ca tine, poporul meu ca poporul tău, caii mei ca ai tăi. Și a zis: pe care drum să ne suim? Pe care drum să ne suim? Ioram a zis: pe drumul care duce în pustia Edomului. Deci, descriu puțin situația ca să ne înțelegem tabloul larg. Moabiții erau vasali Israelului. La un moment dat se răscoală și Israelul zice: așa ceva nu se poate. Și se formează o alianță dintre împăratul Israelului, împăratul lui Iuda și împăratul Edomului. Trei împărați își unesc armatele și zic: mergem să le dăm o lecție moabiților. Împăratul lui Israel, împăratul lui Iuda și împăratul Edomului au plecat, versetul 9. Și după un drum de 7 zile, n-au avut apă pentru oștire și pentru vitele care veneau după ea. E o situație de criză. Pornești la război, ai planuri mari de cucerire și este evident că pentru o armată care merge să cucerească un popor, lipsa apei este o problemă vitală, adică de viață și de moarte. Dacă nu mai ai apă, slăbesc și animalele și caii și soldații. Atunci împăratul lui Israel a zis, și fiți atenți ce zice împăratul când apare prima provocare, prima problemă: vai! Domnul a chemat pe acești trei împărați ca să-i dea în mâinile Moabului. Știți ce mi se pare interesant aici? Că atunci când merge rău, prost, o situație, fiecare dintre noi are tendința de a căuta vinovați. Și care-i vinovatul în mintea împăratului lui Israel? Domnul-i vinovat. Unde ați mai găsit chestia asta? Mai este undeva în Biblie, pe primele pagini. Exact. E vinovată ea, e vinovat el, până la urmă, dacă n-ai fi făcut tu șarpele și pe ea, n-ajungeam în situația asta.
Uneori avem tendința asta de a căuta vinovați în fața obstacolelor și știți ce e curios? Ajungem să dăm vina câteodată chiar pe Dumnezeu. Zice, Domnul ne-a chemat, deși Domnul, dacă o să ne uităm în context, nu Domnul i-a trimis, a fost un plan cât se poate de omenesc al lor în momentul acela. Dar Iosafat a zis, citim mai departe și ajungem la ceea ce aș vrea să înțelegem de aici. Nu este aici niciun proroc al Domnului prin care să putem întreba pe Domnul. Interesant că s-au unit, au făcut planuri, au plecat la luptă, au încurcat situația și când văd că nu mai au nicio ieșire și aduc aminte de Dumnezeu. Și zic, n-am putea să-L întrebăm pe Domnul. Foarte interesant este faptul că Domnul și pentru oameni care pleacă fără El la luptă și pentru oameni care ajung în încurcături pentru că nu L-au întrebat la început, are întotdeauna un răspuns. Mesajul lui Dumnezeu pentru ei în momentul acela, în schimb, e unul foarte, foarte interesant. Unul din slujitorii împăratului lui Israel a răspuns, este aici Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă pe mâinile lui Ilie. E interesant detaliul ăsta, dar nu insist asupra lui. Elisei era recunoscut pentru ce? Pentru un lucru mic. Dar fiind credincios în lucru mic, a ajuns profetul de mai târziu. Și Iosafat a zis, cuvântul Domnului este cu el. Împăratul lui Israel, Iosafat și împăratul Edomului s-au pogorât la el. Contextul e clar, e evident, o să sar câteva versete, pentru că ei s-au dus să-L întrebe pe Domnul ce o să se întâmple. Care era nevoia lor? Mai rețineți? Nevoia lor era de apă, de ploaie. Era uscat și trebuia ploaie. Zice Scriptura mai departe, la versetul 14, Elisei a zis, nu, 15, 16, la 16 ne oprim. Sunt multe detalii și de asta le depășim ușor. Mă interesează o singură idee azi dimineață. Și a zis Elisei, așa vorbește Domnul, faceți gropi în valea aceasta, groapă lângă groapă. Știți ce vreau să subliniez din istoria asta? Că uneori Dumnezeu vine cu unele metode și cu unele rezolvări care după mintea lor n-aveau nicio logică la momentul acela. Nu vă ascund că ieri erau unii pe aici prin clădirea asta care ziceau cum adică să merge așa printre blocuri și să ce? Și pentru ce? Cam așa ar fi putut ei să zică. Problema era următoarea. Război, sete și Domnul zice ia apucați-vă și săpați. Sunt câțiva printre voi pasionați de agricultură, să sapi și să prășești și să muncești pământul însetat, adică tu fiind însetat, nu e deloc o chestie ușoară. Și Domnul, în loc să le dea apă, zice, apucați-vă și săpați. Și mai departe, mai grav, zice, căci așa vorbește Domnul, nu veți vedea vânt și nu veți vedea ploaie. Cred că dacă eram în armata aceea sau liderul ei, în momentul în care omul lui Dumnezeu a zis asta, prima expresie, aș fi zis, mulțumim frumos, Elisei, te mai chemăm noi. Deci, singurul lucru de care aveau ei nevoie era ploaie și apă. Și ploaie vine în urma vântului care aduce norii. Și prorocul Domnului zice, nu veți vedea vânt și nu veți vedea ploaie. Înseamnă că am încurcat-o. Murim aici, spunea mai devreme împăratul. Ne-a chemat Domnul aici ca să ne distrugă pe toți. Partea interesantă este că fără vânt și fără ploaie s-a întâmplat atunci o minune care eu cred că se poate întâmpla azi și mâine și zilele astea la Suceava. Ce s-a întâmplat? Dar totuși, zice Domnul, valea aceasta se va umple de apă și veți bea voi turmele voastre și vitele voastre. Și dimineața, versetul 20, în clipa când se aducea jertfa,
iată că a venit apa de pe drumul Edomului și s-a umplut țara de apă. De unde a venit apa asta? Din gropi, că au săpat, până la câți metri au mers. Dar de izvoarele de apă. Dacă ne uităm în context și în textul acesta, n-are nicio treabă săpătura lor cu apa care a venit. Prorocul spusese, vântul n-o să bată și nori n-o să vedeți. De unde a venit apa? Nu știu de unde. Dar nici din pământ și nici din nori, cum s-ar fi așteptat ei. Și știți ce îmi spune treaba asta? Că uneori planurile lui Dumnezeu și metodele lui Dumnezeu și scopul pe care îl are Dumnezeu cu noi depășește câteodată cele mai îndrăznețe așteptări sau cele mai logice explicații pe care le avem sau le-am putea avea. Nu plouă, nu bate vântul și totuși se umple valea cu apă. Și știți ce e și mai interesant? Apa asta nu le-a salvat doar viața în sensul că le-a domolit setea, ci prin apa asta s-a mai întâmplat o minune. Zice așa, mai departe, Scriptura. Însă toți moabiții, versetul 21, auzind că împărații se suie împotriva lor, au chemat pe toți cei în vârstă să poarte armele și mai mari și chiar mai mari chiar și au stat la hotar. S-au sculat dis de dimineață și când a strălucit soarele peste ape, moabiții au văzut în fața lor apele roșii ca sângele. Ei au zis, este sânge. Împărații au scos sabia între ei și s-au tăiat unii pe alții. Acum la pradă, moabiți! Și au mers împotriva taberei lui Israel. Dar Israel s-a sculat și a bătut pe Moab, care a luat-o la fugă dinaintea lor. Au pătruns în țară și au bătut pe Moab și apoi se descrie biruința extraordinară pe care au avut-o în ziua aceea. Mi-am adus aminte de pasajul acesta ieri, când mi-am dat seama că unele lucruri sunt poate neconvenționale sau neobișnuite pentru unii. Mi-am adus aminte de pasajul acesta pentru că e un adevăr pe care ne spune Scriptura în multe locuri și anume că metodele pe care le folosește Dumnezeu uneori sfidează logica noastră și argumentația pe care o putem avea câteodată. Și mă întorc la exercițiul nostru de mai înainte. Spuneți-mi, vă rog, care a fost arma cu care s-a câștigat lupta asta? Cu ce au câștigat israeliții lupta? Cum? Cu ascultarea și cu supunerea față de Dumnezeu, cu predarea, cum ați zis voi, era cuvântul folosit de voi, în mâna lui Dumnezeu și prin aplicarea unor lucruri aparent fără logică. Aici intră, evident, credința, Duhul Sfânt, toate lucrurile astea sunt necesare, sunt obligatorii pentru obținerea biruinței, toate pe care le-ați amintit. Dar știți ce e trist? Voi și noi nu o să putem niciodată cuceri Suceava. Sună frumos, e interesant. Hai să luăm în stăpânire țară. Dar s-a spus în prima seară și mă întorc la ideea asta și mă apropii de încheiere. Țara pe care nu o să o cuceriți voi niciodată, ci pe care vă dă sau v-a dat-o deja Dumnezeu. Noi avem senzația câteodată că implicându-ne, că făcând anumite acțiuni, că dotându-ne cu anumite lucruri sau cu anumite instrumente, putem obține biruința. Știți care e vestea tristă? Dintr-un punct de vedere, dar este și o veste bună. Niciodată nu o să obținem noi biruința.
Noi nu o să putem vreodată câștiga pe cineva pentru Hristos din jurul nostru. Probabil aveți și dumneavoastră cunoștințe și relații și sau experiențe prin care te rogi pentru cineva ani de zile. Faci pentru el tot ce se poate. Și te uiți că nu e niciun rezultat. Lucrarea de convingere a sufletelor și de câștigare de suflete e una extrem de interesantă și de frumoasă. Dar convingerea nu e o lucrare care ne aparține nouă. Cel mult putem aduce niște informații, putem prezenta niște adevăruri, putem crea niște legături și niște relații, dar biruința nu o să fie niciodată a noastră. Biruința este, sau a fost, este și va fi întotdeauna doar a lui Dumnezeu. Pe niște căi ciudate câteodată. Greu de înțeles și de explicat. Fără logică, poate, uneori. Dar dacă sunt poruncite de El, singurul lucru pe care îl avem noi de făcut este să ne așezăm la dispoziția Lui, a Domnului, să facem ceea ce ne cere El și apoi lăsați în seama Lui biruința. Că El e singurul care poate să câștige lupta asta spirituală. Lupta asta atât de crâncenă, care se dă potrivit unui verset cunoscut din Scriptură împotriva domniilor și stăpânitorilor întunericului și a acestei lume, adică împotriva unor forțe cu care noi nu ne putem măsura și pe care niciodată nu o să le putem învinge. Singurul lucru de care avem nevoie este să ne asigurăm că suntem de partea lui Dumnezeu, că suntem în armata Lui și că în ziua în care El va obține biruința, vom fi și noi printre cei fericiți că am fost acolo lângă El. Apa venită de nicăieri, iluzia optică, am zice noi, cu soarele roșu reflectat în apă, care i-a făcut pe moabiți să se nenorocească între ei, toate astea au fost doar niște lucruri, au fost niște lucruri la care doar a asistat poporul. Dar a asistat în urma unei predări în fața lui Dumnezeu, în urma unei dependențe conștientizate de El și apoi au văzut biruința finală. Spun asta pentru că tindem câteodată să ne facem iluzia câștigării luptelor. Și uneori avem niște argumente și avem niște armament și folosim lista asta pe care mi-am scris-o eu. E necesară, dar nu obține biruința. Nimic din toate astea. Biruința e a Domnului și a oamenilor Lui, care vor fi într-o relație și într-o legătură strânsă cu El, care vor asculta de îndemnurile și de poruncile Lui și care la un moment dat o să rămână așa de uimiți de felul în care Dumnezeu a condus lucrurile și a rezolvat tensiunile, problemele și a obținut victoria finală. Îmi doresc să fim printre cei victorioși, nu pentru că avem niște calități sau niște însușiri personale care să ne ajute la asta, ci pentru că suntem ai Domnului, pentru că am fost cu El și m-aș bucura ca la finalul săptămânii să fim martori a unei biruințe pe care nu noi o facem, ci El. Amin.